Aș vrea să citesc un psalm, așa cum obișnuiesc, psalm să ne motiveze la rugăciune, să ne umple inima de resurse duhovnicești. Aș vrea să citesc psalmul 32. Și înainte de a citi, aș vrea să fac câteva comentarii foarte scurte cu privire la psalmul acesta. Vreau să vă spun înainte de toate că omul se confruntă cu două mari probleme. Cu vinovăția trecutului. Sunt multe probleme pe care nu le mai putem rezolva. Am clacat în trecut, am ales ceva greșit, am luat decizii nu așa bune cum ne-ar fi plăcut și poate ne-a afectat viața pe un parcurs mult mai lung. Și pe noi ne chinuie, încercăm să rezolvăm trecutul, nu mai putem să intrăm acolo. Gata, a trecut totul, nu mai există nimic, e cu lacăt. Și există durere în conștiința noastră, durerea vinovăției, că nu putem schimba nimic. Apoi o altă problemă majoră cu care se confruntă omenirea este problema viitorului, frica de viitor. Ne temem ce o să fie, cum o să stea lucrurile, cum, ce vești o să mai vină, ce probleme o să mai apară. Și omul se confruntă cu aceste două probleme, cu trecutul și cu viitorul. Aș vrea în dimineața aceasta să citesc un psalm și să las pe David să ne vorbească cu privire la vinovăția trecutului și cu privire la teama de viitor. Psalmul 32. Și aș vrea să vă ridicați în picioare și să vedeți cum Dumnezeu poate să rezolve problema trecutului. Nu avem acces în trecut, dar Dumnezeu are și poate să rezolve vinovăția, păcatul și de asemenea Dumnezeu poate să ne călăuzească într-un mod deosebit cu privire la viitorul nostru. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Aș vrea să vă spun, înainte de a merge mai departe, că nimeni nu poate să-ți ierte păcatele, să-ți acopere păcatele, decât Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos. Dar ascultă-mă bine, Dumnezeu nu poate să-ți acopere păcatele dacă tu nu ți le descoperi înaintea Lui. Deci Dumnezeu acoperă ce tu descoperi, Dumnezeu nu bagă sub preș mizeria trecutului tău. Și Dumnezeu acoperă cu sângele iertării, purifică viața ta și spune că nu-și mai aduce aminte de păcatele tale. Da, pare atât de simplu uneori, dar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și păcatele, știi de ce le iartă Dumnezeu? Pentru că harul lui Dumnezeu este mare. Și în dimineața aceasta aș vrea să stăm așa în prezența lui Dumnezeu, să știm că nimeni nu poate ierta, nici noi nu ne putem ierta câteodată păcatele, dar Dumnezeu ni le iartă. Și dacă spune că le acoperă, atunci e ferice de noi. Ce înseamnă ferice? Să fii fericit, să fii binecuvântat, să exulți de bucurie că Dumnezeu poate să-ți ierte păcatele, poate să-ți rezolve trecutul tău, tu nu mai ai acces acolo, dar Dumnezeu poate. Și haideți să mergem mai departe, să-l vedem pe David cum rezolvă problema aceasta, cum își mărturisește păcatul și o încredințează în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu acoperă și șterge fără de legea. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și acum, partea lui David, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de secetă averii. Dar ce face? Chinuit de vinovăția trecutului, de păcatele pe care le-a săvârșit. Și apoi spune, și-a inima în dinți și vede că singura soluție este aceasta. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Noi descoperim păcatul înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl acoperă cu sângele iertării, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Și versetul 7, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Și acum vreau să fac o mică pauză și apoi să mergem mai departe. Mulți dintre noi poate ajungem în stadiul acesta, vedem că nu mai există nicio soluție. Suntem chinuiți de păcatele, de greșelile pe care le-am făcut, dar știm că Dumnezeu le poate ierta și ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le șterge. Dar ne temem cu privire la viitor ce se va întâmpla, parcă rămânem aici împotmoliți în noroi.
dar Dumnezeu ne promite și călăuzire în viitor. Nu te teme de viitor, că eu te voi călăuzi. Dacă te-am spălat, te-am curățat, Dumnezeu știe să-ți ofere și un viitor pe măsura iertării pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și uitați în versetul 8. Eu, zice Domnul, nu altcineva, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ascultați ce vorbește Dumnezeu. Dar nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală, cu care legi ca să nu se apropie de tine. Noi aștepta numai prin minuni și... nu știu, prin metode din acestea foarte deosebite Dumnezeu să ne călăuzească. Nu, frații mei dragi, Dumnezeu ne călăuzește și prin pura noastră conștiință și prin raționamentul nostru ne călăuzește Dumnezeu. Nu fiți ca un cal sau ca un cătân, numai să-i strunești ca și cum i-ai ghida. Dumnezeu se folosește de abilitățile pe care le-a pus înapoi, de atributele pe care le avem noi în inimă. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Și închei cum încheie și psalmul. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, ascultați neprihăniți, voi ce iertați, noi ce iertați de Hristos, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Merită? Sau avem motive să mulțumim și să fim bucuroși în dimineața aceasta? Dumnezeu ne iartă trecutul și Dumnezeu ne călăuzește în viitor. N-avem teamă de nimic, mări să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea pocăiții penticostali, în mod special, se bucură, cântă, strigă la rugăciune. Știți de ce? Pentru că știu că sunt iertați de sângele Lui Iisus Hristos și Dumnezeu este Cel care ne călăuzește. Haideți, așa, frați neprihăniți, să ne bucurăm în Domnul și în dimineața aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze.